Batalion, ven. Batalion, ven ahora, vamos. E o tradiție încetățenită de multă vreme ca fiecare unitate să aibă o sărbătoare a sa. Fiecare zi a unității reprezintă un moment important, impregnat de simbolism și semnificații proprii doar acestei instituții, un rol deosebit de important între structurile de bază ale armatei. La data de 1 octombrie 2013 se împlinesc 45 de ani de când, prin ordinul Ministrului Forțelor Armate, numărul M61, din 24 septembrie 1968, se înființează Regimentul 315 Artilerie, indicativ numeric 01307, având garnizoana de dislocare și Mleu Silvanii. Tradițiile acesteia sunt continuate astăzi de Batalionul 315 Artilerie Simion Bărnuț. Doamnelor și domnilor, primește raportul comandantul Batalionului 315 Artilerie Simion Bărnuțiu, domnul locotenent colonel Gigi Dumbravă. Batalion Dens, pentru onorainte, prezentați în... Batalionul 315 Artilerie Simion Bărnuțiu este gata pentru începerea ceremonialului legit de înființarea unității. Sunt locitor cu mantrui, locotenent colonel Paulete. Batalion pe loc, pe rost! Colonel Dr. Petru Pac, locțiitor al șefului de stat major pentru operații al diviziei 4 Infanterie, Gherina. Batalion Băniet! Batalion aici! Pentru onoare aici! Prezentat! Batalionul 315 Artilerie Simion Bărnuțiu este gata pentru începerea ceremonialului dedicat la partea de cinzare la înfințare. Sunt comandantul batalionului, vă puteți spunea la Dumbrav. Național al României, interpretat de eleva Alice Ghile. Pentru onoare înainte, prezentați! Thank you.
Batalion, aici! Batalion, pe loc! Demos! Doamnelor și domnilor, suntem onorați de participarea la ceremonie a următoarelor oficialități. Domnul colonel dr. Petru Pah, locțiitor al șefului de stat major pentru operații al Diviziei 4 Infanterie Gemina, domnul colonel Ioan Florentin Buhos, comandantul batalionului, comandantul regimentului 69 artilerie mixtă Silvania, domnul deputat Lucian Bode, domnul Lucian Băican, subprefectul județului Sălaj, preacucernicul părinte protopop al orașului Șimleu Silvaniei Dan Haidu, primarul orașului Șimleu Silvaniei, domnul inginer Septimiu Cătălin Țurcaș, domnul general de brigadă în rezervă Florian Caba, domnul general de brigadă în rezervă Onișor Cârcu, foști comandanței unității, reprezentanții ai administrației de stat locale și județene, șefi ai instituțiilor publice. De asemenea, participă reprezentanții ai eșalonelor superioare, cadre militare active și în rezervă, care și-au desfășurat activitatea în unitate, elevi și profesori ai școlii gimnaziale Silvania. Doamnelor și domnilor, avem deosebită onoare să-l invităm pe domnul colonel dr. Petru Pah să prezinte mesajul șefului statului major al Forțelor Terestre privind aniversarea 45 de ani de la înființarea batalionului 315 artilerie Simeon Bărnuțiu. Batalion, aici! Mesajul șefului statului major al Forțelor Terestre cu prilejul aniversării a 45 de ani de la înființarea batalionului 315 artilerie Simeon Bărnuciu. La 1 octombrie 2013, batalionul 315 artilerie Simeon Bărnuciu, continuatorul tradițiilor de luptă a regimentului 315 artilerie, aniversează 45 de ani de existență. Actul de naștere îl constituie Ordinul Ministrului Forțelor Armate, numărul M61, din 24 septembrie 1968, având garnizoana de dislocare Șimleul Silvaniei. De la înființare și până în prezent, batalionul a suferit diferite schimbări determinate de procesul de restructurare al armatei și de fiecare dată personalul unității a făcut fața acestora, îndeplinindu-și misiunile în condiții cele mai bune. Anii care au trecut constituind trepte ascendente de afirmare a identității sale, în deplin acord cu nevoile de slujire, cu credință a patriei și poporului său. Apreciez competența, pasiunea și responsabilitatea cu care ați acționat, precum și succesele pe care le-ați obținut în cadrul exercițiilor, tragerilor experimentale, activității care au confirmat un alt profesionalism și aptitudinile fizice și morale de care dispuneți. Personalul unității a acționat cu eficiență, obținând rezultate tot mai bune pentru transpunerea în viață a obiectivelor reformei armatei și, în mod deosebit, cele care au vizat reorientarea și redimensionarea activităților de instruire pentru luptă conform exigențelor actuale. Parcurgerea celor 45 de ani de la înființarea batalionului 315 artilerie Simeon Bărnuciu constituie nu doar un prilej de mândrie și satisfacție profesională, dar și un imbold spre un efort de îngândire și acțiune inovatoare pentru proiectarea viitorului și dezvoltarea artileriei la noi parametri de performanță. Domnilor ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați, soldați, profesioniști, personal, contractual, civil, cu încredere deplină în calitățile dumneavoastră profesionale și morale, vă cer să vă consacrați întreaga energie, pricepere și putere de muncă pentru perfecționarea pregătirii în spiritul concepției moderne, astfel încât să fiți gata oricând să îndepliniți misiunea sacră de apărare a patriei. Acționați cu fermitate pentru întărirea ordinii și disciplinei militare, bazată pe respectarea întocmai a legilor țării și rugamentelor militare, a ordinelor și dispozițiunilor în vigoare. Manifestați dăruire și încredere în forțele proprii, dovediți spirit de inițiativă, fiți deschiși și pregătiți să faceți față provocărilor, dovediți cu tezanță și spirit prospectiv pentru a atinge standardele cerute de o armată modernă, aptă să-și îndeplinească cu cinste toate sarcinile și misiunile încredințate. Cu prilejul aniversării a 45 de ani de la înființarea batalionului 315 artilerie Simeon Bărnuciu,
Vă felicit și vă urez mult succes, multă sănătate și bucurii, putere de muncă și tărie morală în îndeplinirea tuturor misiunilor ce vă revin. La mulți ani! Semnează șeful Statului Major al Forțelor Terestre, general major dr. Mircea Sabu. Batalion pe loc, pe loc! Doamnelor și domnilor, dorind a răsplăti rezultatele obținute de Batalionul 315 Artilerie Simion Bănuțiu, șeful Statului Major al Forțelor Terestre conferă unității emblema de onoare a Forțelor Terestre. Batalion, aici! La drapel! Pentru lor înainte! Prezentați! Aici! La drapel! Partea formație! Aici! Domnul locotenent colonel Oroz Nicolae, șef birou asigurare resurse materiale la mobilizare din cadrul diviziei 4 Infanteriei Gemina, citește atestatul de conferire a emblemei de onoare a Forțelor Terestre. Atestat. Șeful Statului Major al Forțelor Terestre, dorind a răsplăti meritele Batalionului 315 Artilerie Simion Bărnuciu pentru îndeplinirea ireproșabilă a misiunilor încredințate și obținerea de rezultate deosebite în procesul instruirii, conferă emblema de onoare a Forțelor Terestre, acordată în București la 01 octombrie 2013, semnează pentru șeful Statului Major al Forțelor Terestre, locțiitorul, domnul general major dr. Ion Ungureanu. Gard în formație! Marci! Fără de legile noastre sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Spese numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și-a de toate zilele dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre precum și ne iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi netrebnici. Și pe noi, pe toți, învrednicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea Ta. Pomenește-i, Doamne, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români din toate timpurile și din toate locurile. Dumnezeule cel slăvit într-o ființă, slavă Ție, Dumnezeului nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Prea fericitului Părinte Daniel, Patriarhul României, înalt prea sfințitului Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, prea sfințitului Părinte Petroniu, Episcopul Sălajului,
Dă-le, Doamne, zile îndelungate și bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în cârmuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii trăiască. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască. Binecredinciosului popor român de pretutindeni, cârmuitorilor țării noastre, mai marilor orașelor și satelor și iubitoare de Hristos oaste, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor, biruință și păzește pe dânsii într-un mulți ani. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Batalion, trăiți! Acope, priți! Batalion, pe loc, de pauză! Distinsă audiență, are cuvântul comandantul batalionului 315 artilerie Simeon Bănuțu, domnul locotenent colonel Gigi Dumbravă. Stimați și distinși invitați, preacucernici părinți, doamnelor și domnilor, dragi copii, am deosebită onoare ca în calitate de comandant al acestei unități să vă transmit tuturor celor prezenți astăzi aici un călduros bine ați venit la sărbătoarea noastră. În anul când artileria terestră aniversează 170 de ani de la înființarea primei baterii de artilerie din Armata României, batalionul 315 artilerie Simeon Bănuțu celebrează astăzi 45 de ani de existență, când la 1 octombrie lua ființă regimentul 315 artilerie, ale cărui tradiție unitatea noastră este onorată și vă mândră să le poarte mai departe. Această zi constituie, pe de o parte, prilejul întâlnirii celor care în cei 45 de ani și-au pus priceperea și experiența în slujba acestei unități, indiferent de rangul pe care l-a avut la anumite momente. Pe de altă parte, un prilej de întâlnire cu membrii ai societății civile și a instituțiilor publice cu care am colaborat și cărora le-am asigurat, considerăm noi liniștea și pacea necesare pentru a-și desfășura activitățile și pentru a-și crește familie, iar pe de altă parte, un moment propice de a reprezenta omagiul celor care astăzi nu mai sunt printre noi, dar cărora le prezentăm recunoștința ce le purtăm pentru modul strălucit în care s-au afirmat ca servanți ai artileriei, ai uștirii și ai națiunii române. În memoria celor care ne-au părăsit prea devreme, vă rog respectuos să ținem un moment de reflecție. Vă mulțumesc, Dumnezeu să-i odihnească în pace. Este cu adevărat emoționant să revezi după zeci de ani oameni care au lucrat și s-au bucurat împreună. Gesturile și cuvintele în aceste împrejurări au semnificația aparte, iar eu apreciez că am fost prea sărac în inspirația de a găsi cele mai frumoase și potrivite cuvinte pe măsura meritelor celor în cauză ce au contribuit la prestigiul acestei unități, care a dat armatei noastre adevărați profesioniști în unirea traiectorilor. Această unitate, cunoscută ca rampă de lansare, a dat țării mari personalități, printre care un șef al statului major general, generalul Mihail Popescu, fost comandant al acestei unități, profesori în instituțiile de învățământ, generali și ofițeri de elită și care, datorită calităților dovedite în actul de comandă, precum și în munca cu omul, vor rămâne veșnic ca modele pentru generațiile care urmează. Nu întâmplător, Șimleul Silvaniei este cunoscut ca un oraș mic cu destine mari, ci și datorită faptului că artileriștii care au plecat din această unitate au dus renumele orașului în întreaga țară și nu numai. Nici generația de azi nu se desminte și sunt ferm convins că va munci pentru a da în continuare artilerii oameni de ispravă și pentru a-și perfecționa mănăstirea 106. Vă asigurăm că noi, cei de astăzi și cei ce vor veni cu mintea, cu sufletul și cu brațele, vom rămâne neclintiți pentru apărarea prestigiului artilerii în general și al acestei unități în special. Rog respectuos pe domnul colonel dr. Petru Pah să transmită mulțumirile noastre șefului statului major al forțelor terestre, domnului general-major dr. Mircea Savu,
care apreciază eforturile depuse de unitatea noastră pentru obținerea de rezultate remarcabile și care ne-a oferit emblema de onoare a forțelor terestre. Pe această cale, doresc să asigurăm că nu vom prețui niciun efort pentru a menține cât mai sus ștacheta performanțelor noastre. De asemenea, trebuie să mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi aici și în special copiilor care dovedesc că iubesc armata și nădăjduindu-o printre ei se vor afla cu siguranță și câțiva artileriști care vor duce mai departe istoria acestei unități. La acest aniversar, urăm tuturor celor care au pus piatra de temelie, celor care acum dea până amintiri, dar și celor în activitate, alături de stima și respectul nostru, multă fericire, sănătate, prosperitate și viață lungă. Glorie artileriștilor din Batalionul 315 Artilerie Simeon Bărnuțiu și la mulți ani! Doamnelor și domnilor, are cuvântul primarul orașului Șimleul Silvaniei, domnul inginer Șeptiniu Cătălin Turcat. Onorate fețe bisericești, stimați invitați, domnilor comandanți, domnilor ofițeri, subofițeri, soldați, gradați, voluntari, doamnelor, domnișoarelor și domnilor. Am venit astăzi aici și m-am bucurat foarte mult că am fost invitat, cu multă emoție, cu mult drag și cu mult respect. Și deschizând invitația pe care am primit-o de la comandantul batalionului, pe prima pagină am văzut un mesaj al majestății sale, regele Carol I al României, pe care îmi permis să vi-l citesc. Artileria poate fi mândră de falnicul trecut și țara, împreună cu mine ne putem rezema cu încredere pe această armă care și-a biruit un loc de căpetenie în armată. Eu cred că acest mesaj este foarte concludent și cred în același timp că nouă șimleoanilor, instituției primarului pe care o reprezint, ni se potrivește ca și o mănușă. Pentru aceasta, din partea șimleoanilor pe care îi reprezint, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru faptul că existați, să mă bucur că de fiecare dată o să știu câți ani are Batalionul 315 al Artilerie Simeon Bărnuțiu dintr-un motiv oarecum simplu, pentru că suntem deodată. Să vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți, cadrelor militare, multă sănătate lor, familiilor și tuturor celor dragi. Vă mulțumesc! Onorată asistență, invităm subprefectul județului Sălaj și domnul Lucian Becan pentru a prezenta alocuțiunea. Înființat la 1 octombrie 1968, ca urmare a unei decizii luate la nivel național, urmarea evenimentelor din Cehoslovacia, având inițial denumirea de Regimentul 315 Artilerie, această unitate prestigioasă a Armatei Române a urmat diverse modificări în structura organizatorică, ajungând să se intituleze, începând cu anul 2006, Batalionul 315 Simeon Bărnuțiu. Această unitate militară este una dintre cele mai prestigioase unități de artilerie din Armata Română, având la conducerea sa diverse personalități, ajungând până la cea mai înaltă funcție în Armata Română, cea de șef al Marelui Stat Major General, în persoana regretatului general Mihail Popescu, cel care a trecut la cele veșnice în urmă cu câteva luni. Dânsul a avut onoarea de a semna tratatul de aderare al României la Uniunea, la NATO. Și dacă vorbim de acest tratat de aderare și de respectarea obligațiunilor care revin din calitatea țării noastre de membru al NATO, să ne aducem în aceste momente aminte și de militarii români, de ostașii români căzuți la datorie. Dar ca să trecem la evenimentul de astăzi, la ceas aniversar, doresc Batalionului 315 Simeon Bărnuțiu la mulți ani, la mulți ani ostașilor români și multă sănătate familiilor lor și familiilor acestora. Vă mulțumesc!
Adresăm invitația domnului deputat Lucian Bode pentru a prezenta alocuțiunea. Domnilor comandanți, domnule primar, domnule subprefect, onorate fețe bisericești, bravi ostași ai batalionului 315 Simion Bărnuțiu, onorați invitați. Vreau înainte de toate să-i mulțumesc domnului locotenent colonel Gigi Dumbravă pentru onoranta invitație pe care mi-a adresat-o de a fi prezent la acest aniversar în viața batalionului 315 Simion Bărnuțiu. Cu această ocazie doresc să vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru siguranța și securitatea orașului Șimleu Silvaniei, a județului Sălaj, a țării noastre România. Doresc totodată să vă felicit pentru profesionalismul de care ați dat dovadă în teatrele de operațiuni din afara granițelor țării. Vă doresc la mulți ani, vă doresc atâta cât veți dăinui întreaga dumneavoastră activitate să se desfășoare pe timp de pace. Glorie Armatei Române! Distinsă audiență, îl rugăm pe fostul comandant al unității, domnul colonel Șerban Alexandru, să prezinte câteva cuvinte. Sfințiile voastre, domnule parlamentar, domnule subprefect, domnule comandant al regimentului 69 artilere mixtă Silvania, domnilor generali și ofițeri, domnule primar, domnule colonel Bilanici Gheorghe, unul dintre comandanții de elită, și o să-mi permit să vă adresez câteva cuvinte, domnule reprezentant al diviziei 4 Gemina, n-am spus-o într-o anumită ordine, ci așa cum am gândit de cuvință să mă adresez dumneavoastră. Dragi militari din batalionul 315 artilerie, stimate domnule comandant Gigi Dumbravă, care acum duci destinele mai departe acestei frumoase și mereu la datorie unități militare. Iată că ziua de astăzi, spre deosebire de cea de ieri, aduce căldură sufletească, aduce acest senin pe care vi-l doresc totdeauna ca apreciere atât a șimleoanilor, cum spunea domnul primar aici, cât și al celorlalți militari din alte garnizoane. M-am numărat printre comandanții care au avut onoarea încredințată de conducerea țării să se afle pentru o perioadă nu chiar ușoară la conducerea regimentului 315 artilerie în denumirea sa de atunci. Spunea Nicolae Iorga că o țară, pentru a fi puternică, trebuie să aibă cultură și educație, sănătate, pâine și mai ales apărare. Iată că astăzi, din acest patrulater, noi ne aflăm într-o instituție care a aprobat în timp, începând din 1968, acest lucru. Dar eu aș vrea să mă refer mai mult și cu permisiunea dumneavoastră, fără a lungi timpul acordat, celor care m-au premers, pentru că eu am fost al cincilea comandant și am considerat că sunt al cincilea deget de la o mănușă cu care se îmbracă o mână harnică. Așa mi-am dorit să fie. Dacă am reușit sau nu, asta rămâne la aprecierea dumneavoastră. Primul comandant, cel care a avut onoarea să înființeze acest regiment cu dislocare în clădirile din dreapta, cum privim noi de la tribună, a fost Neculai Juncu. Și Dumnezeu să-l ierte că acum ne privește undeva din stele și s-ar fi bucurat tare mult să fie prezent lângă noi. Sper că fiecare vă imaginați greutatea începutului, ca în orice activitate, cu militari și cadre, mai ales aduse din diverse garnizoane, cu tehnică de luptă adusă din depozitele armatei. Să nu uităm că eram după evenimentele din august 1968, când țări membre ale tratatului de la Varsovia, cu excepția României, au invadat Cehoslovacia, în denumirea sa de atunci.
În acest context, în acel an, a ieșit o promoție de ofițer în august 1968 și în decembrie, fiind o nevoie acută de cadre pe fondul înființării unor unități militare, a ieșit și cea de-a doua promoție. Domnia sa s-a confruntat cu aducerea familiilor în garnizoană, cu asigurarea locuințelor pentru aceștia, cu asigurarea locurilor de învățământ pentru copii. Deci a fost o perioadă foarte grea, dar dânsul, cu dibăcie și mai ales cu omenie, a știut să treacă peste acest obstacol. Și iată, așa a fost dat să fie ca imediat după dânsul să aibă onoarea și privilegiul de care se bucură și acum și noi toți ne bucurăm că este lângă noi. Domnul colonel Bilanici Gheorghe, octogenar, a ținut neapărat să fie lângă noi. Așa cum era în poligoane, cum era în poligonul de antrenament la tragerea artileriei, unde ne mai și dojenea, așa cum a fost și cum îl știm, un ofițer excepțional pregătit, care a trimis generații întregi de ofițeri din garnizoana artilerii române spre Academia de Înalte Studii Militare. Mulți dintre cei care sunt prezenți aici sunt ferm convins că acum îi spun din toată inima mulțumesc. A fost un sportiv desăvârșit, a fost un intelectual rasat, a fost, dincolo de toate, tot ceea ce poate cuprinde denumirea de om. Numele dânsului îl voi scrie eu, Șerban Alexandru, cu majuscule în cartea mea, în sufletul meu. Vă mulțumesc mult, domnule colonel Bilanici, și vă doresc multă, multă sănătate. A urmat, firesc, pentru că dânsul a ales să plece în garnizoana Satu Mare, domnul Traian Pop, plecat pe băncile liceului militar, atunci de la o vârstă în care se îmbina sau erau mari semne de întrebare între copilărie și adolescență, de la 14 ani. Dar o boală cruntă l-a răpus la numai 46 de ani. Era un familist desăvârșit, a avut de altfel și are 4 copii. A fost un om cult, un om pedant, un om manierat. Sigur veți spune de ce vorbesc atât de mult despre foștii comandanți. O fac pentru că noi militari simțim altfel încărcătura cuvintelor pe care le rostim. Și mă bucur că aici sunt atâtea oficialități și vor trage poate și domniile lor de sus, de la cel mai înalt nivel și până la nivele locale, o concluzie privind rolul și locul armatei în țara noastră. A urmat apoi, așa cum s-a spus aici, în alocuțiuni, cel mai strălucit general al armatei române. Spunea domnul subprefect aici că a semnat documentele de aderare a României la NATO. Da, este singura personalitate militară din România care a avut această onoare. Și a avut onoare președintele Statelor Unite ale Americii când l-a îmbrățișat și l-a decorat cu cea mai înaltă distinție a Americii din punct de vedere militar. A avut onoare președintele Franței când a fost decorat cu Legiunea de Onoare. Acesta este cel care s-a stins cu câteva luni în urmă, generalul Mihail Popescu, cu care, o confidență, am fost coleg și 4 ani de școală militară și apoi un an am lucrat împreună în această garnizoană. Aș încheia mulțumind respectuos domnului colonel Pascu Vasile, care m-a succedat la comanda unității și care a ținut foarte ridicată stacheta exigenței, dar în același timp a omeniei, a atașamentului și a apropierii față de oameni. Numai așa, structura militară pe care astăzi o sărbătorim cu tot dragul s-a putut situa constant în rândul celor mai bune unități ale armatei române. Aș mulțumi, deși nu sunt prezenți aici, domnului colonel Tarța, domnului colonel Fieraru, care din motive obiective nu este prezent.
Și aș mai vrea să mulțumesc tuturor acelora care pe mine m-au ajutat în acea perioadă să obțin rezultate foarte bune. Stimate domnule Gigi Dumbravă, ai un nume de serial, așa cum mă întreabă mulți. Zic, da, el este Gigi Dumbravă din serial, dar este Gigi Dumbravă comandant al unei unități de elită și sper să nu se supere domnul Miculeac, domnul Fechete, domnul Iojiban, domnul Coraș, pe care au avut plăcerea și onoarea să-i primesc în această unitate, dacă voi ura astăzi ca batalionul 315 artilerie și domnul Buhoș, probabil că va fi de acord, dar numai pe baza rezultatelor, să se situeze constant pe primul loc în întreceri. Sau dacă nu pe primul loc, totdeauna, oricum pe podium. Am venit aici la dumneavoastră cu același dor de șimleu, cu nostalgia tinereții. Și ne vom întoarce tot mereu, mereu, chiar împovărați de anii bătrâneții. Am onoarea să vă salut! Distinsă audiență, urmează defilarea militarilor batalionului 315 artilerie, Simion Bărnu. Depășind 80 de ani, vă dați seama că e copilărie. Eu zic că totuși armata asta, la ora actuală, depășește niște limite. Și sunt bucuros că se prezintă în felul în care ea este la ora actuală. Mă bucură faptul că sunt prezenți la această aniversare multe persoane și personalități care au ajutat la dezvoltarea armatei române. Sunt bucuros de faptul că tradițiile armatei se păstrează, oamenii se dezvoltă în permanență. Și sunt bucuros pe faptul că la ora actuală se pune bază pe aceste unități care reprezintă scutul de apărare al armatei române. Mulțumesc mult!